Yeah. Prima părere ajunge să fie ultima părere. Primul suspect este victima 2. Prima victimă e a doua putere. Cine se joacă și cine nu joacă pierde. Cine nu joacă pierde, își ia cu pietre. Nu știu prea multe, dar și aud deja e pe jar cu fier. Nu joacă ferpli, am auzit că-s nebun. Nu sunt, dar poate sunt. Problema poate că scriu prea mult. Fancule, bei prea mult, fumezi prea mult. Băiete, culmea, mă vorbește lumea. Mie îmi place rap-ul cum vă place mula. Și vorbeam acum de băieții care cântă des pe droguri și futaiuri. Numai le lovesc constant, onorez Constanța. Păstrez distanța, parte din mine din Tomis 3. Rămâne pe viață, o privire hoață, te ghidez, băi. Dacă vrei să le vitezi, ai cifre grase în dividend. Hai, sprea pe treabă, evident, băi. N-ai tu treabă, te vitez, am spus. Ești în plus, debitez când rimezi, cine ești ascuns. Bine de unde pielea mea să știi cine ești. Dacă de alții asculți, doar alții au spus. Tu ești cel mai sus, bă, tu ești miezul, tu ești cel mai trubă. Tu porți vesul, tu ești cel mai bun, bă. Vezi să nu ne poate, trebuie lexic. Sau te bag în Brexit, află cine-i tata lor. Flow-ul meu e tare, tare și are vârf. Înțeapă tare, tare, într-adevăr. Dumele tale sunt trase de păr. Invoși diavolul să ai un reper. E plictisitor să cânți adevărul. Dar ce o să cânți dacă doar te droghezi? Băi, înțeleg și-mi doresc să înțelegi despre ce vorbesc. Eu te rog să ai grijă la ce scrii. Tot ce scrii se iscălești. Apoi o să crești. Dacă nu pleci o să vezi, urmărește. Și n-ai pun să ieși în cazul în care te găsește nepregătit. Nu-ți dă timp, te belești, te tăvălești. Mai ascultați un OG când vorbește. Deștepții lupește prăjit ca să creșteți. Greșelile altora vă învață, dar sunteți prea mândri, nu vreți să înțelegeți. E ok că așa e omul, așa e viața, doar că timpul trece și autodistrugerea acum nu se vede, dar o să se simtă. Și atunci o să pierdeți că nimănui nu-i pasă până în punctul care doare încât să ceară ajutor. Nimănui nu-i pasă până ieși în față, mai ales când le iei fața lor. Nimănui nu-i pasă până au nevoie de ceva și după bafta lor. Nimănui nu-i pasă fiindcă number 1, fiindcă locul 1 e în vizor. Nu știu, poate așa ești nebun că zic de Dumnezeu pe piese. Dar dacă vorbesc despre diavol sunt cool. Am început să-l printeze pe haine, îl glorifică. Puști o să poartă oricum. Nu știu ce morții mei de rol mai joacă părintele în viața copilului lui. Dă-ți fără discernământ, dă-ți la sănătate și principii să vezi cu ce rămâi. Fără verticalitate sau integritate în cultul personalității lui. Dacă are miezul personalității lui. Dacă nu-i sfidarea și opulența, hrănește ignoranța și indecența. Nihilismul, hedonismul, inconștiența. Muzica oferă incongruența. Lasă-l să se identifice cu orice sex, animal sau obiect. Asigură-l că se simte defect în pielea lui. Pune-i confuzia pe piedestal, piște în cromosomii lui. Bagă-l pe hormoni, sinele blocat pe un coridor. Al minții tăi, el se caută în Mordor. Copii dependenți de porno, adică și Instagram-ul susțin adulterul, păi cum nu? Toți acum victime noi, nu? Sunteți oi, nu? Atunci care din voi o fi lupul să fie cel care jonglează cu droguri? Care instigă la normul, străind în luxe pe dos? Bărbații să fie băieți, femeia să fie bărbat. Bărbatul adevărat astăzi e toxic, dar nu și femeia de oarte bărbat. Parcă nu prea îți mai arde de o nuntă când orice femeie are o prietenă târfă care îi bagă în cap. Proiecții personale toate începute, toate terminate doar în pat. Și tot eu suntem de judecată, tot eu suntem de blamat. Tot eu sunt inamicul aici acum, nu? Bine că am clarificat. Bucur să fiu de folos la ceva. Până la urmă ce știu eu să fac? Câteva vorbi, toate aruncat, cât să rimez. Mare căcat. Mare căcat. Nu? Man, zic câți au coaie să spună ce spun eu, man. Uite cum e, nu contează dacă pentru piesa de astăzi nu mă asculti tu mâine. Mă simt binecuvântat și protejat. Simt că mai trăit astea odată. Simt că fac exact ce trebuie să fac și fac ce-mi stă în putere ca să o duc la capăt fără deal. Și cine nu mă știe, dar va ieși din zona de confort doar ca să-mi facă rău. Află că tot ce-mi doresc e să te apere Dumnezeu de tot ce va veni din spate, bro. Aceeași tabără sau nu, tot același sânge. Mai uită-te și în jurul tău. Clasa de mijloc e inexistentă, existi fiindcă cei de jos vor ce ai tu. Ăia te privesc de jos, în sus te pupă în cur pentru gay, tu ești idolul lor. Ăia vor literalmente tot ce ai tu, faima și banii și cum trăiești tu. Pentru ei vorba ta-i literă de lege, vezi ce morții noștri ai de spus. Oameni din zone rurale se taie pentru 150 de lei, ești nebun. Nu e nevoie să te implici direct în să-i putea face o donație. Fie că documentezi sau nu, oricum ar fi, ar fi mai demn de admirație. Oamenii vor găsi ceva rău în ceva bun, indiferent de situație. Ajută acum pentru a fi ajutat mai târziu, e cea mai depres combinație.